Bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să distribuiți videoclipul nostru și să activați notificările pentru a fi primii care află despre videoclipuri noi. Ultimul interviu al Sla a povestit despre noua ei profesie. Sla Tercolul nu iese de pe ordinea de zi. Recent, au fost distribuite imagini de la o ședință foto pentru o revistă. Astăzi a fost publicat interviul pentru această sesiune. Ca întotdeauna, vrem să fim primii care vă împărtășesc acest interviu. Iată cel mai recent interviu al lui Sla Tercolu. În primul rând, acest interviu este puțin diferit de celelalte. Sla Tercolu a împărtășit și cele mai traumatizante amintiri aici. Sla Tercolu descrie amenințările lui Ayhan Ozen în public drept cea mai mare traumă pe care a trăit-o în ultimul an. Sla Tercolu explică că nimeni nu a tratat-o așa până în acea zi și că familia ei, în special tatăl ei, a protejat-o întotdeauna de violență. El explică că, cu cât vede un bărbat țipând la o femeie așa, insultând-o, discradând-o dând din degetul, iar această persoană tot vorbește despre moralitate la televizor, cu atât se înfurie mai mult. Spune că nu a putut să se apere în acel moment pentru că nu a avut niciodată nevoie să se apere înainte. Când analizăm contul de Instagram al lui Ayhan Ozen, vedem cât de mult vorbește despre moralitate. Există o vorbă care spune că fiecare vorbește despre ceea ce nu are. Ayhan Ozen o face și el cea mai mare rușine este că nici nu își dă seama că este imoral. Interviul complet va fi postat săptămâna viitoare. Vom continua să împărtășim cu voi părțile rămase. Ne poți împărtăși opiniile tale valoroase în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Aveți grijă de voi! La revedere!